Poziționarea Comunei Sânt George de Mureș în imediata apropiere a orașului a determinat, mai ales în ultimii ani, stabilirea unui număr semnificativ de familii tinere în această zonă. Implicarea primăriei și a Consiliului Local în activitățile sociale organizate cu diverse ocazii au atras atenția locuitorilor asupra elementelor specifice tradițiilor și obiceiurilor locale. Dorim să arătăm întregului județ că prin activitate culturală poți să devii mult mai bogat. Am și reușit acest lucru în ultima perioadă. Dacă ați observat, am făcut o statistică acum 3 săptămâni în care s-a dovedit că din cei 10.000 de locuitori, peste 3.000 de locuitori din comună sunt implicați într-un fel sau altul într-o activitate culturală și la seria de întrebări la care au răspuns ne-au afirmat că activitățile culturale intense care sunt în Sânt George de Mureș îi fac să se simtă acasă aici în comună, să nu plece în străinătate la lucru, să-și țină copiii aici. Pe lângă activitățile de instruire didactică la care participă, copiii sângiorzenilor sunt încurajați să se angreneze atât în domenii sportive, în cadrul cluburilor care își desfășoară activitatea în comună, cât și în cele culturale, participând la antrenamentele dedicate obținerii performanței în lumea dansului popular. Nici lumea artistică nu este mai prejos, astfel că, printre participanții taberelor de pictură și creație, se numără de fiecare dată și reprezentanți ai tinerelor generații.